Am vorbit data trecută despre lichidul amniotic ca și generalitate, da? Cum se produce, care este circuitul lui în viața intrauterină, rolul pe care îl are, da? Și, bineînțeles, spre finalul episodului trecut v-am explicat că există două situații care pun probleme vis-a-vis de lichidul amniotic, și anume când este prea puțin și se numește oligoamnios sau când este prea mult și se numește polihidramnios. Astăzi vom discuta despre oligoamnios, adică situația în care avem exagerat de puțin lichid amniotic. Ca o mică recapitulare, amintiți-vă că v-am explicat că lichidul amniotic se formează chiar de la începutul sarcinii și el crește în cantitate, undeva pe la un maxim ajunge la 34 de săptămâni, urmând ca spre termen, pe măsură ce bebelușul înghite majoritatea lichidului și se pregătește de naștere, acesta scade în cantitate. Da? Spre termen ajunge în jur de 500 de mililitri și cumva la ochiul ecografistului, de fiecare dată când vă prezentați la o ecografie, acesta trebuie să aprecieze dacă lichidul este în cantitate bună sau nu. Cum anume se diagnostichează acest lichid în cantitate scăzută sau care sunt parametrii care ne pun diagnosticul de oligoamnios? Atunci când medicul are suspiciuni, el va efectua o analiză care se numește AFI, și anume Amniotic Fluid Index. Este o evaluare în cele patru cadrane pe care le măsoară medicul la ecografie, da? Va măsura înălțimea lichidului amniotic în toate cele patru cadrane, adică cum stă femeia cu burta în sus, da, în stânga jos, stânga sus, dreapta jos, și va măsura această înălțime a lichidului amniotic. Se va face practic suma acestor cadrane și suma, dacă depășește 25, este vorba de polihidramnios, dacă este mai mic de 5, atunci este oligoamnios. Mai există un criteriu după care se pune diagnosticul de oligoamnios, și anume când cea mai mare pungă, adică cea mai mare zonă de lichid amniotic pe care putem găsi noi oriunde în burtică, în aceste patru cadrane vorbim, da? Să fie mai mică de 2 cm. Deci asta înseamnă că, practic, cu ajutorul ecografiei, practic, se pune diagnosticul. Dar menționez că și la ochi se vede, adică fără ecografie. Gândiți-vă că există ca o estimare, da? Deci înălțimea fondului uterin, cât de mare este uterul pentru respectiva vârstă de sarcină. Această înălțime a fondului uterin, cum se făcea pe vremuri înainte să fie ecografia, da? Se folosește o bandă metrică și se măsoară cât de înalt este uterul per total, cu tot cu copil și cu tot cu lichid amniotic. Dacă înălțimea fondului uterin este mult mai mică decât ar trebui să fie sarcina, bineînțeles că cel mai probabil ne gândim că este și mai puțin lichid. Nu neapărat, poate să fie doar un copil foarte mic. Dar de obicei, copilul foarte mic se asociază cu puțin lichid. Deci, în tot cazul și la ochi, da, când intră pacienta pe ușă la consultație și știm că trebuie să aibă, de exemplu, 30 de săptămâni, dacă noi vedem la ochi o burtică de 26, ceva este suspect. Mă refer așa, ochiometric, dar fără să ne apucăm încă să-i facem ecografie. Asta ține cumva și de simțul clinic. Dar în principiu, bineînțeles că noi practicăm în ziua de astăzi medicina bazată pe dovezi, adică tot timpul trebuie să avem niște măsurători obiective care să pună diagnosticul de oligoamnios, da? Bineînțeles că în momentul în care facem ecografia și spunem mamei, vedeți că este cam puțin lichid amniotic, începe panica. Panica însemnând intră pe internet și pe forumuri, da? Deci nu intrați pe internet și pe forumuri. Intrați pe www.ioniwellness.ro și vedeți acolo toate informațiile necesare. Este important să ne informăm din surse corecte, pentru că, de ce spun asta? Pentru că pe internet găsim foarte multe surse aberante, eu știu, scrise de care mai de care jurnaliști sau traduceri proaste făcute de pe site-uri din afară, care la fel nu sunt de referință și așa mai departe. Deci, vă explic eu astăzi tot ce trebuie să știți despre oligoamnios. Deci, acest lichid care se produce puțin, să ne gândim de ce anume poate să fie atât de puțin. De cele mai multe ori este puțin pentru că nu este produs suficient. Sau din cauza că s-a produs suficient, dar s-a eliminat. Da? Deci, în primul rând, prima suspiciune, în momentul în care noi la o sarcină de trimestru 2 sau 3 de obicei vedem atât de puțin lichid amniotic, primul lucru pe care îl facem este că o întrebăm pe pacientă, pe doamna respectivă gravidă, o întrebăm dacă a pierdut lichid amniotic, nu? Pentru că prima suspiciune este ruptură prematură de membrane. Ne este frică de chestia asta, pentru că, așa cum v-am explicat în episodul precedent și vă invit să-l urmăriți, practic, în momentul în care se rupe apa, suntem nevoiți să evacuăm sarcina la un moment dat, natural sau artificial, în funcție de context, în funcție de vârsta gestațională și de criteriile asociate. Deci, noi nu ne dorim sub nicio formă să fie apa ruptă.
aproape orice se poate rezolva, mai puțin situația în care s-a rupt apa deja, da? Deci dacă s-a rupt apa, atitudinea terapeutică merge într-o direcție complet diferită și practic ne pregătim pentru fie un avort, dacă este vorba mai devreme de 24 de săptămâni, sperăm să nu fie cazul, fie pentru o naștere prematură și așa mai departe. Vom discuta la momentul optim despre ruptura prematură de membrane într-un filmuleț separat. Dar, ca idee, în momentul în care vedem puțin lichid, primul lucru ne gândim la asta, da? Întrebăm, ați avut pierdere de lichid amniotic? Și doamna ne răspunde, da sau nu. Dacă da, luăm direcția, da, de tratament care presupune acest lucru. Dacă nu, dacă spune că nu a pierdut, uneori, nu, pierderea de lichid nu se manifestă așa să ne udăm până la genunchi, ca în filme, iarăși, nu e ca în filme, da? Se poate întâmpla și așa, dar se poate întâmpla să fie doar o fisură de membrane, adică să fie o mică breșă pe unde picură lichid continuu, câte o picătură, câte o picătură, câte o picătură. Femeia observă că are, eu știu, pe chiloțel puțin mai umed așa decât de obicei, dar se gândește că poate de la hormonii de sarcină. Motiv pentru care s-au inventat niște teste care se numesc Actin Prom, să știu, amniu ocult sau diverse din astea. Deci sunt niște teste care detectează lichidul amniotic din secreția vaginală sau din secreția cervicală a colului uterin, da? Și ce facem? Deci punem un instrument steril, da? Și recoltăm din zona cervicală, din zona colului de aici, recoltăm cu un bețișor puțină secreție din asta. Sau dacă este chiar lichid amniotic în vagin când punem, da, spre colul de consult, bineînțeles, dăm cu bețișorul acolo, punem într-un recipient. Și este un test asemănător testului de sarcină, astfel încât punem un fel de stick așa, care se va colora. Va face o liniuță dacă apa nu este ruptă și două liniuțe, test pozitiv, dacă apa este ruptă, adică este fisurată, că nu neapărat a fost o apă ruptă adevărată, da? Deci când există suspiciunea de membrane rupte, așa se numește, se face testul acesta, Actin Prom se numește la noi, așa, care ne arată dacă este într-adevăr apă ruptă sau nu. Pentru uz casnic, bineînțeles, aceste teste nu există, există doar în spitale. Dar, din fericire, există pe piață la anumite farmacii ca un fel de absorbante speciale care au în ele un fel de gel sau o substanță care se colorează în albastru atunci când ajunge pe ele lichid amniotic, pentru că lichidul amniotic are un pH foarte modificat de scurgerea vaginală obișnuită. Și dacă, de exemplu, rugăm pacienta respectivă să poarte acele absorbante mai multe zile la rând, da, așa, și noapte și zi continuu, în scopul de a verifica faptul că nu este apa ruptă, ne bucurăm că există opțiunea asta, care este mai ieftină și mai la îndemână, să zic așa, da? Și dacă există suspiciune, bineînțeles, medicul dumneavoastră vă va direcționa către această opțiune de, eu știu, de evaluare, da? Dacă se colorează absorbantele respective în albastru, se pozitivează testul, asta înseamnă că urgent trebuie să reveniți la spital și să faceți analize care țin de partea asta, pentru că trebuie evaluat dacă există inflamație pe acolo, trebuie făcute niște analize, niște culturi speciale și, iarăși, direcția de tratament merge în direcția asta. Deci, practic, asta este primul lucru care trebuie evaluat. S-a rupt apa sau nu s-a rupt apa? Dacă s-a rupt apa, după cum v-am zis, este altă direcție de tratament. Dacă nu s-a rupt apa, rămâne întrebarea de ce nu se produce urină. De ce zic de urină? Pentru că urina este principalul component al lichidului amniotic. Și atunci, primul lucru la care ne gândim când excludem partea cu apa ruptă, este că bebelușul are problemă la rinichi. Pentru că rinichii, dacă nu funcționează sau nu există, că poate să fie agenezie renală, adică absența congenitală a rinichilor. Chiar așa se numește sindromul Potter. Da? Sindromul Potter este agenezie renală bilaterală, adică nici unul din rinichi nu este prezent, nu s-a format. Și atunci, da, înseamnă că efectiv bebelușul nu are cum să formeze urină, deci se asociază cu oligoamnios sau anhidramnios, adică absența completă a lichidului amniotic, ceea ce este fatal, pentru că absența completă a lichidului amniotic împiedică dezvoltarea plămânilor și bebelușul va muri. Doamne ferește! Așa, deci eu vă spun la nivel de curs, așa, deci bineînțeles că nu reprezintă o veste bună, eu doar vă spun care sunt, da, ipotezele, cum gândim noi ca medici. Deci în momentul în care nu avem lichid amniotic, ne gândim ce problemă ar putea avea rinichii. Rinichii pot fi prezenți, dar pot să fie nefuncționali, da? Pot fi efectiv cu funcție anormală. Și cum ne dăm seama dacă copilul produce sau nu urină? Deci stăm mai mult timp la ecografie. De obicei, când vedem oligoamnios, adică absența lichidului amniotic, este asociat și cu o vezică urinară foarte mică sau chiar goală. Noi stăm la ecografie mai mult timp, petrecem mai mult timp cu respectiva pacientă, astfel încât să monitorizăm și să vedem dacă se umple la un moment dat vezica urinară.
Deci este ca un test de timp, să zic așa, da? Și dacă observăm că la un moment dat se umple vezica, înseamnă că rinichiul funcționează, totuși, și că probabil este o altă cauză, da? Deci este ca un algoritm mental pe care îl face medicul și se gândește cam care ar putea fi cauza pentru respectiva problemă, da? Pentru motivul acesta de a avea atât de puțin lichid amniotic. Mai există o situație în sarcina gemelară în care există sindromul transfuzor-transfuzat, este una din complicațiile sarcinii cu gemeni identici, în care un copil este donator, da? Asta înseamnă că el este mai mititel și nu prea are lichid, și un copil este primitor, da? El va fi foarte mare și va avea polihidramnios, adică exces de lichid amniotic. Deci situația asta oligohamnios polihidramnios se poate întâlni în sarcina gemelară complicată cu sindrom transfuzor transfuzat. Este o situație puțin particulară și nu o să vorbim neapărat astăzi despre asta, dar oricum ar fi, de obicei, așa ca și big picture, vă spun că cel mai bun prognostic în situația asta o are de obicei copilul care are puțin lichid față de cel care are mult lichid, pentru că pe lângă problema cu lichidul există și niște consecințe la nivel de concentrarea sângelui și suprasaturarea inimii. Da? Copilul care este mai mare și care stă în foarte mult lichid, de obicei are probleme la inimă foarte mari, că nu face față inima să pompeze o cantitate mai mare de sânge și atunci de obicei el este cel care va fi primul afectat. Și de obicei copilașul mai mic are prognostic mai bun. Cantitatea mai mică de lichid amniotic poate apărea și în anumite malformații congenitale, în anumite sindrome genetice, da, în care, eu știu, pe lângă multe alte anomalii, apare și cantitate mai mică de lichid amniotic. Asta de obicei este diagnosticată uneori chiar din primul trimestru. Mai există probleme uneori cu placenta. Într-o boală care se numește insuficiență placentară, adică o placentă care îmbătrânește mult mai repede decât în mod obișnuit. Placenta îmbătrânită precoce duce la scăderea lichidului amniotic și la un făt cu greutate foarte mică. De cele mai multe ori, oligoamniosul este asociat unui bebeluș mic. Și chiar așa găsim burtici mai mici în care avem un copil mai mic și lichid mai puțin față de cât trebuia să fie la respectiva vârstă gestațională. Da? Ceea ce trebuie făcut și trebuie monitorizat cu atenție este examenul Doppler. Da? Pentru că atunci când există mai puțin lichid și s-a exclus varianta cu ruperea apei, în mod cert este o formă de suferință fetală cronică, adică bebelușul a suferit atât de mult în burtică, nici nu a crescut suficient, dar nici nu mai produce suficientă urină și este un semn că bebelușul este în pericol. Da? Și atunci examenul Doppler este cel care va face diferența dintre un bebeluș care se simte bine și care încă mai poate fi lăsat în pace să crească și poate fi monitorizat așa cu atenție în continuare, cu cardiotocografii și analize mai des, sau un bebeluș care este în pericol și poate muri de pe zi pe alta. Da? Deci în situația în care există oligoamnios și avem și suferință fetală, insuficiență placentară și tot ce înseamnă toată povestea asta, examenul Doppler este esențial și trebuie făcut de fiecare dată și foarte des. Da? Trebuie monitorizare fetală foarte atentă pentru că se asociază des cu moarte spontană intrauterină și nu ne dorim niciodată să se întâmple așa ceva. Există situații mai rare în care diabetul gestațional se asociază cu făt mai mic decât normal. De obicei, diabetul se asociază cu feți macrosom, cu feți mari și polihidramnios. Dar există și un anumit procent de sarcini cu diabet dezechilibrat care duce la restricție de creștere intrauterină și oligoamnios, adică bebeluș mult prea mic și mult prea puțin lichid. Da? Deci mai există încă o situație, adică după ce am terminat capitolul cu sarcina la termen, da? Ce se întâmplă în situația în care se depășește termenul? Noi, gândiți-vă că spre finalul sarcinii, oricum avem mai puțin lichid. Dar dacă sarcina își depășește termenul, adică depășește 40-41 de săptămâni, bineînțeles, proporțional, copilul va înghiți și mai mult lichid și mai mult lichid până când nu va mai rămâne deloc. Da? Și asta înseamnă, e o situație care se numește sarcină supramaturată și este asociată cu mai puțin lichid amniotic decât în mod obișnuit. Deci, practic, reprezintă un motiv de îngrijorare. Când avem mai puțin lichid, medicul tot timpul va gândi și se va orienta spre un diagnostic ca să identifice cauza pentru care bebelușul este în această situație. Mai sunt și situații mai rare în care lichidul amniotic mai puțin este cauza unor infecții și uneori trebuie făcute analize în direcția, agenților care sunt suspectați de această infecție. Medicul vă va spune exact ce să faceți, când să faceți, ce analize să faceți suplimentar, când să reveniți la control, da? Cum arată examenul Doppler, care este situația cu bebelușul, ce prognosticare, ce riscuri aveți. Deci este foarte important să aveți o comunicare bună, să puteți să vă întrebați medicul toate lucrurile astea ca să fiți
relaxat. Bineînțeles că nu vă va pune medicul în pericol, deci vă va spune exact. Copilul mai stă bine cel puțin 2 săptămâni. Ne revedem peste 2 săptămâni, de exemplu. Sau medicul vă va spune, copilul nu este bine, de pe o zi pe alta poate muri, haideți să-l scoatem acum. Mai există o situație în care copilul are rinichi. Rinichii funcționează, dar tot nu ajunge urina în cavitatea amniotică. Asta se poate întâmpla dacă există o obstrucție a tractului urinar. Obstrucția tractului urinar la bebeluș se manifestă prin hidronefroză, adică se mărește rinichiul în volum. Deci imaginați-vă rinichii, da, cu ureterele și cu vezica urinară. Dacă există o obstrucție pe undeva, tot ce este mai la deal de obstrucția respectivă este dilatat, plin de urină. Da? Și asta se vede la ecograf. Se vede că este un rinichi care produce urină, dar care nu poate să o elimine. Este un blocaj pe parcurs. Această situație poate fi uneori corectată chirurgical, prin chirurgie. Da? Pur și simplu se face operație în burta mamei, da? Și se rezolvă situația bebelușului, pentru că dacă este, bineînțeles, la o vârstă gestațională bună și se poate face și există și specialiști care să facă această intervenție, se poate salva bebelușul. Deci am vorbit despre diagnostic. Diagnosticul se face ecografic, da? Medicul se gândește la care ar putea fi cauza. Vă trimite să faceți, dacă este necesar, o serie de analize suplimentare ca să vă pună un diagnostic cât mai complet și cât mai corect. Și apoi vă va spune care sunt opțiunile de tratament. În funcție de cauza pentru care care a dus la formarea acestui lichid mai puțin, există mai multe variante de tratament. Dacă este vorba de o insuficiență placentară și o restricție de creștere intrauterină și un bebeluș care pur și simplu este într-o suferință cronică, singura opțiune este încercarea maturării fetale mai rapide cu tratament cu dexametasonă, da? Și declanșarea nașterii mai devreme, pentru că practic copilul nu mai are multe zile de stare bună în uter și este mai sigur pentru el să se nască, pentru a se dezvolta în continuare, da, în viața extrauterină. Și este una din situațiile în care, practic, se recomandă uneori chiar și naștere prematură în scopul de a salva copilul, da? Pentru că uneori copiii chiar sunt mult mai rău în burtă decât în afară. Asta este o situație destul de rară, dar medicul trebuie să știe exact care este momentul optim. Trebuie să stea copilul cât mai mult în burtică, să-și facă maturizarea necesară, dar în același timp nici să nu fie la risc să moară de pe zi pe alta, da? Deci trebuie să cântărească medicul foarte atent aceste două opțiuni. Dacă este vorba de o malformație congenitală sau de o anomalie genetică care vine la pachet cu acest răsunet de mai puțin lichid, unele sunt corectabile, unele nu sunt corectabile. În funcție de situație, prognosticul fetal poate fi foarte rău sau poate fi rezolvat, da? Dacă este așa și așa, poate este vorba despre un tratament care se poate face după naștere, dacă este situația acceptabilă și nu este chiar copilașul în pericol. Dar, din păcate, sunt și situații în care această problemă se întâmplă chiar de la început, din primul trimestru sau începutul trimestrului 2. Este afectat foarte tare plămânul fetal și nu se poate dezvolta. Motiv pentru care, de obicei, copilașii nu reușesc să treacă de acel prag și, de obicei, mor, da? Mai devreme sau mai târziu. Sigur, marea majoritate a sarcinilor cu lichid mai puțin nu sunt din aceste categorii. Situația în care avem boli genetice sau malformații foarte severe este rară. De cele mai multe ori, oligoamniosul este asociat unei restricții de creștere intrauterină și a unei insuficiențe placentare, deci a unei afectări cronice a bebelușului și o funcție mult mai slabă a placentei. Situație care se poate manageria decent și copilașii ajung la greutăți suficient de bune cât să poată să trăiască foarte bine după asta, după naștere. Deci nu neapărat prognosticul lor este sever. Da? Ceea ce este cel mai important este pur și simplu să fiți diagnosticată cât mai devreme, să fie gestionat cazul echilibrat, da? Și să se facă toate eforturile necesare pentru a îmbunătăți pe cât se poate prognosticul bebelușului dumneavoastră. Există descrise anumite metode de tratament, eu știu, mai out there, așa. Se numesc în felul următor, amnioinfuzie. Amnioinfuzia este introducerea unui ser fiziologic în cavitatea amniotică, artificial, în scopul de a crea mai mult lichid, da, în jurul bebelușului. Această chestie, vă dați seama, nu e o chestie care se poate face oricând și nu se face oricum. E o procedură destul de riscantă din anumite puncte de vedere. Care sunt complicațiile oligoamniosului? De ce anume ne este frică în oligoamnios? Dacă sarcina este în trimestrul 2 sau începutul trimestrului 3, din păcate,
când avem mai puțin lichid amniotic, se poate întâmpla ca bebelușul să nu-și aleagă o poziție bună pentru naștere, adică în loc să se așeze cu capul în jos, cum trebuie, se poate așeza într-o poziție diferită, fie să rămână în pelvină, cum stau ei de obicei până pe la 30 de săptămâni, da? Și abia după asta fac culbuta, pe la 31 de săptămâni sau mai târziu, se întorc. Se poate că dacă este puțin al lichid amniotic să nu se poată întoarce, să n-aibă spațiu suficient să se miște. Situație care duce mai frecvent la nașterea prin operație cezariană, bineînțeles, pentru că nu tot timpul copilul se poate naște în alte prezentații decât în cea craniană. Dacă este vorba de prima naștere, menționez, da? Dacă este vorba de a 4-a, 5-a, 6-a naștere, copilul se poate naște și în pelvină dacă este o greutate optimă și nu sunt alți factori de risc. Dar, bineînțeles că noi ne dorim, pentru prognosticul cel mai bun al bebelușului, ca el să se situeze pentru naștere cu capul în jos. Și situația când avem mai puțin lichid amniotic decât în mod normal, este asociată cu prezentații fetale anormale. O altă situație este atunci când din prea puțin lichid amniotic apar anomalii de membre, și anume copilul stând așa în foarte puțin lichid, au fost situații când a ieșit copilul efectiv și cu nasul strâmb sau cu urechea strâmbă, deci practic a stat într-o poziție foarte lipit de uter acolo, înghesuit, și a rămas așa. De exemplu, dacă a stat cu mânuța așa, după aia când se naște rămâne cu mânuța așa, pentru că el așa a fost ținut foarte, foarte mult timp, da? Și nu este toate de dorit, mai ales când se naște copilul cu piciorul strâmb congenital sau știu ce altă situație, da? În care urmează după asta un tratament ortopedic copilașul și pune părinții pe drumuri și este un stres suplimentar pentru părinți. Nimeni nu-și dorește ca bebelușul lor să fie altfel decât perfect. Așa încât atunci când este mai puțin lichid amniotic se asociază aceste probleme uneori de membre, da? Sau alte zone ale corpului care sunt puțin modificate ca și formă din cauza faptului că bebelușul a fost înghesuit. O altă situație care nu ne convine și ne temem de ea este compresiunea pe cordon, și anume totul bine și frumos până într-o zi când copilul prinde la un moment dat cordonul între un membru sau într-o zonă a corpului și peretele uterin și este compresat, este îngustat, ca și cum strângem de cordon sau punem o pensă pe el. Da? Asta ce duce? Duce la o sufocare a bebelușului. Deci nu este atât de periculos cordonul după gât, cum toată lumea se teme de circularea de cordon, cât compresiunea pe cordon. Da? Sigur că dacă este și puțin lichid și cordonul e după gât și copilul pensează aici între bărbie și gât, da? Este tot o compresiune pe cordon, dar noi ce ne temem de faptul că neavând loc, cordonul practic va sta lipit de copil între peretele uterin și bebe. Și atunci, dacă se compresează acest cordon, oxigenul și nutrienții spre copil nu mai vin în aceeași flux sau deloc. Da? Și copilul, bineînțeles că dacă oprim fluxul pe cordon, copilul este sufocat. În câteva secunde se sufocă. Da? Mămica va declara mereu că are mișcările bebelușului mai slabe, nu prea îl simte la fel de bine, da? Va avea o burtică mică, uneori chiar se vede forma copilului prin burtică când este prea puțin lichid. Noi mereu ne dorim ca într-o sarcină să fim într-o situație echilibrată. Nici prea prea, nici foarte foarte nu este de dorit în sarcină. Întotdeauna când vă spune medicul că ceva este mult în afară normalității, cum ar fi situația noastră de astăzi cu prea puțin lichid amniotic, nu trebuie să intrați în panică, dar trebuie să acceptați faptul că uneori vor fi necesare, poate mai multe consultații, mai multe evaluări, mai multe analize, da? Sau poate va fi necesară situația în care să se nască copilul dumneavoastră mai devreme, ușor mai devreme sau mult mai devreme, depinde de context, în scopul de a putea fi salvat și de a îi se acorda îngrijiri care să îi crească prognosticul. Nu trebuie să intrați în panică, trebuie să fiți relaxat, trebuie să urmăriți mișcările fetale. Este una din situațiile în care medicul vă sfătuiește. Să fiți atentă cât de mult mișcă copilul, dacă mișcă ca de obicei sau dacă deodată nu prea mai mișcă la fel ca zilele precedente. Da? Abolirea mișcărilor fetale este cel mai bine resimțită de către mamă. Degeaba noi când facem ecografia, copilul mișcă bine. Poate este singura lui mișcare pe ziua respectivă, pentru că probabil este un factor mai stresant. Da? Dar dacă mama spune că nu-și mai simte copilul la fel, este cel mai corect, cum să zic, factor de evaluare. Pentru că fiecare mămică își cunoaște bebelușul din burtă. Ea îi cunoaște pattern-ul, mișcă mai mult dimineața, mișcă mai mult după masă, mișcă mai mult noaptea. Și în momentul în care ea detectează o schimbare semnificativă a intensității mișcărilor sau a frecvenței mișcărilor, este un factor de alarmă. Dacă avem puțin lichid, copil care nu mișcă normal, da, și care este mai mic decât normal, mult în urma ecografiei la nivel de vârstă de gestație asociată greutății și mai ales încep să apară modificări pe analiza Doppler, este una din principalele indicații de operație cezariană făcută mai devreme. Da?
Și atunci nu vă speriați, chiar dacă aveați în idee să nașteți natural, chiar dacă așa, un copil care este într-o suferință cronică, în situația asta nu face față la un travaliu. Tot contextul vis-a-vis de cum vreau să nasc, cum îmi planific, îmi doresc o naștere naturală, o oră magică, toate chestiunile astea care sunt într-adevăr cu o încărcătură emoțională deosebită și un moment foarte frumos, ele sunt ok în situația în care copilul se simte bine. Dar dacă dumneavoastră aveți în burtică un copil care este într-o stare de suferință cronică, în care abia mai crește, abia mai respiră, în contextul în care nu este stresat cu contracții, pentru că fiecare contracție oprește fluxul de oxigen către bebeluș, da? Deci un copil de genul acesta, cu puțin lichid, care este în urmă cu creșterea, care are examenul Doppler modificat, da? Și care mișcă din ce în ce mai puțin, nu face față unei nașteri naturale. Deci el, de la primele contracții, va începe să aibă bătăi cardiace din ce în ce mai mici și va muri, bineînțeles, deci nu așa se procedează. Lăsați la o parte toate planurile dumneavoastră vis-a-vis de naștere și puneți pe primul loc siguranța și viața copilului dumneavoastră. Eu nu sunt fan cezariană, dar în o situație în care trebuie să salvăm un bebeluș, prioritar este asta. Toate dorințele dumneavoastră vis-a-vis de naștere naturală vi le puteți împlini cu ocazia unei viitoare sarcini, la o distanță suficient de mare, de mai mult de 5 ani lăsați de la cezariană, și dacă vă doriți să nașteți și natural, puteți încerca asta mai târziu. Dar, când vine vorba de sarcina actuală, prioritatea este să duceți la termen cu bine sau să iasă copilul în starea cât mai bună posibilă, da? Să se adapteze la viața extrauterină, să poată respira singur, să poată mânca, să poată lua în greutate, să-l puteți alăpta și să nu stați cu el în spital săptămâni sau luni de zile sau să, Doamne ferește, să moară. Da? Deci trebuie să avem o ordine a priorităților corectă și să nu ne lăsăm așa în infatuarea aia că am planul de naștere și cu toate liniuțele alea acolo, cu tot ce muzică vreau și așa mai departe. Deci este frumos să avem plan de naștere, este frumos să naștem natural, este super, nimic nu se compară cu această împlinire, dar nu în detrimentul vieții copilului. Deci dacă copilul este în pericol, părerea mea că toate astea trebuie aruncate la gunoi și principalul focus trebuie să fie să iasă copilul viu și bine, să aibă o evoluție normală și să plecați cu el acasă fericiți în brațe ca o familie așa cum vă doriți. Da? Deci ca să vă împliniți acest vis de a fi părinți, primul lucru trebuie să învățați să vă puneți pe dumneavoastră pe locul 2. Și pe locul 1 trebuie să fie copilul și prima lege este să aibă dreptul la viață. Și dreptul la viață se oferă printr-o gestionare corectă a unor cazuri de acest gen, în care aveți încredere în medicul dumneavoastră, în decizia lui, în echipa de specialiști care vă îngrijesc, în medicul neonatolog care va fi la nașterea dumneavoastră, pentru că trebuie să știe tot contextul ăsta, dar trebuie să fie pregătit cu tot ce înseamnă, da, arsenalul respectiv, ca să vă ofere bebelușului cea mai bună îngrijire neonatală posibilă și, bineînțeles, bebelușul să se adapteze bine, să crească și așa mai departe. Deci, ca și idee, nu înseamnă că dacă aveți mai puțin lichid, nu veți naște natural, sub nicio formă. Acest mai puțin lichid, da? Dacă este spre final de trimestru 3 și dacă bebelușul are examenul Doppler normal și creșterea este relativ bună și mișcă normal, nu înseamnă că nu puteți naște natural. Chestiunea cu cezariana este în situațiile disperate, în care clar copilul stă să moară efectiv de pe o zi pe alta. Acolo este situația. Dacă copilul este într-o stare relativ bună și ați avut noroc și s-au declanșat aceste probleme mai spre final de sarcină, ăsta este un factor foarte bun. Dar dacă restricția de creștere începe să se dezvolte undeva de la 27-28 de săptămâni, nici nu știu dacă ajungeți la 33. Da? Deci există ca o curbă de creștere așa aplatizată a bebelușului, la un moment dat copilul crește din ce în ce mai lent până nu mai crește deloc, oxigenul primește cât îl primește până nu mai primește deloc, lichidul scade până nu mai este deloc. Deci, practic, trebuie găsit momentul optim până când îi este mai bine copilului în uter decât în afara uterului. Și în momentul în care se hotărăște că nu mai este bine în uter, trebuie scos. Și, bineînțeles, lucrurile astea se fac cu o pregătire înainte, da? Se dau niște medicamente bebelușului pentru a putea respira după ce se naște. Se fac niște pregătiri, da? Și trebuie să aveți încredere în medicul dumneavoastră, lăsați-vă pe mâna lui, da? Scopul este să se termine povestea cu această sarcină, care este cu niște probleme în mod cert, în cel mai bun mod posibil. Să vă creșteți prognosticul bebelușului, să nașteți într-un centru în care este adaptat, da? Deci nu puteți naște, de exemplu, într-o maternitate micuță dintr-o, nu știu ce, comună. Deci când este vorba de o naștere prematură, trebuie să mergeți la un spital universitar, la o maternitate de nivel 4,
care poate primi prematuri micuți, da? Dacă este vorba de 36-37 de săptămâni, nu e o problemă. Dar dacă nașeți la 30, da? Sau la 28, trebuie să mergeți într-o maternitate dedicată acestei situații. Iar dacă copilul dumneavoastră asociază și anumite malformații care necesită corectare chirurgicală imediat după naștere, bineînțeles că trebuie să nașteți direct, de exemplu, la Târgu Mureș sau în anumite centre unde există specialiști pentru problema pe care o are copilul dumneavoastră, în scopul, da, să-l transportați în burtică și nu să-l transportați ulterior cu incubatorul. Da? Bun, sigur, discuția despre acest subiect poate fi foarte lungă. Noi o să mai reluăm puțin atunci când o să vorbim despre nașterea prematură și despre ruptura prematură de membrane, dar așa ca și idee, oligoamniosul este asociat cu prematuritatea de obicei pentru că se încearcă scoaterea copiilor la timp, înainte să pățească ceva care nu mai poate fi dat înapoi. Da? Așa încât data viitoare o să continuăm discuția și o să vorbim despre polihidramnios, adică excesul de lichid amniotic.